dulci și aromată, căpșunile românești au ajuns în piețe și în magazine și le fac concurență celor din Grecia. Cum cele de import sunt mari și frumoase, dar fără gust, fructele românești sunt cele preferate de clienți. Pe câmpurile din satul mare, oamenii au început culesul cu aproape 2 săptămâni mai târziu decât anul trecut, din cauza frigului. Căpșunile astea noastre românești nu sunt din alea imense, mari, care nu au niciun gust. Astea sunt așa potrivite, de o mărime destul de ok și au gust și calitate. În satul mare, căpșunile s-au copt mai târziu din cauza temperaturilor mici. Familia Dudaș a cultivat 5 soiuri și estimează că va reuși să adune 2 tone pe zi. A fost afectată producția, eu cred că în jur de 30-35%. Într-o noapte a fost în jur de minus 2 grade. Se menține și acum prețul un pic mai ridicat față de anul trecut, pentru că nu mai este chiar așa de multă cantitate. Cum recolta s-a înjumătățit, producătorii au fost nevoiți să crească prețul ca să-și poată acoperi cheltuielile. Căpșunile autohtone au un gust foarte bun, au consistența, au culoare, au aroma. Cei care mănâncă o dată vin să mai cumpere. Nu uită gustul pentru că sunt cei mai renumiți. Nu toți clienții știu să deosebească soiurile românești de cele de import, spun cultivatorii. Ieri a fost primul cules, dar s-a cules foarte puțin. De-abia așteptăm să mergem cu ei pe piață. Deci, inclusiv ieri, s-a dat de acasă cu 14 lei kilogramul angro. Intermediarii ne-au creat probleme foarte mari la piață, au așezat de cele mai multe ori tabele cu căpșuni românești. Fermierii nu reușesc să găsească forță de muncă, așa că sunt nevoiți să culeagă căpșunile în familie. Avem 60 de ari de teren cultivat, ne-a afectat foarte mult frigul, înghețul. Nu avem cu cine culege, culegem foarte greu. În piață când mergem, suntem mai jos decât intermediarii. Căpșunile românești se vând la piață cu 15-20 de lei kilogramul, dar prețul va scădea în următoarele zile. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.